Contabilul școlilor din Samarinești și Văgiulești a fost reținut după ce instituțiile de control au descoperit că lipsesc sume din bugetul instituțiilor de învățământ. Polițiștii au stabilit că în ultimii 4 ani angajatul de 64 de ani și-a însușit în mod sistematic bani de la cele 2 școli de care se ocupa. Bărbatul este acuzat că a falsificat documente și că a creat un prejudiciu de 170.000 de lei. Un bărbat de 64 de ani din comuna Samarinești a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de delapidare, fals material, fals în înscrisuri, intelectual în înscrisuri oficiale și uz de fals. Acesta ar fi delapidat în calitate de contabil la 2 școli din comuna Samarinești și Văgiulești, ar fi delapidat suma de 170.000 de lei în perioada 2015-2019. Polițiștii au efectuat ieri 3 percheziții, ocazie cu care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor înscrisuri și echipamente informatice. Contabilul reținut va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Modru și instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.